Toma por essa história. Am intervenit la fața locului cu două echipaje de descarcerare. Colegii mei au creat accesul rapid către rănit care era încarcerat, inconștient și în stare foarte gravă. L-au extras pe acesta în mai puțin de 3 minute și l-au predat lucrătorilor de la ambulanță, care l-au transportat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Suceava. Alin Găleată, purtător de cuvânt, ISO Suceava.